O zi după ce a fost inaugurată, parcarea de la stația de metrou Tudor Arghezi este ocupată pe jumătate. Asta deși este gratuită. Mai exact, din cele 311 locuri, sunt ocupate doar 157. Parcarea va fi gratuită doar în prima lună, transmite primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Apoi se va percepe un tarif de 3 lei pe zi, până la ora 23, iar noaptea 3 lei pe oră. În celălalt capăt al orașului, în parcarea din Străulești, bate vântul. La orele amiezii erau ocupate doar 100 din cele 550 de locuri. Decât să scoată din buzunar 50 de bani pentru a plăti o oră de parcare, mulți dintre șoferi aleg să parcheze pe trotuare, pe terenurile virane sau chiar pe trecerile de pietoni. În cea de-a treia parcare de tip Park and Ride a Bucureștiului, cea din Pantelimon, administrată de Primăria Municipiului București, am găsit nu o mare de mașini, ci de gunoaie. Parcarea e pur și simplu vandalizată, iar instalația electrică nu mai funcționează. Am găsit doar câteva mașini parcate. Parcările de la marginea orașului au fost gândite ca soluție, mai ales pentru șoferii din Ilfov. Din comoditate, probabil. O singura soluție este să ia metrou, dar restul pe deasupra n-aer cu ce să meargă. Asta este utilitatea parcărilor de tip Park and Ride, dar ele trebuie să vină în concomitent cu înnoirea parcului STB, crearea de parcări în zona centrală cu plată și o politică de enforcement, așa cum o facem noi acum. Teoretic, o parcare intermodală, ca să aibă sens într-un oraș, într-adevăr, din nou, ar trebui să facă parte dintr-un sistem. Ar trebui să fie foarte bine conectate la transportul public. Ar trebui ca transportul public să fie extrem de eficient, astfel încât oamenii să știe foarte clar timpii de sosire atunci când își planifică o călătorie. În alte orașe europene, parcările de tip Park and Ride sunt adevărate noduri intermodale folosite de toată lumea, nu doar de turiști, pentru că fac legături rapide cu transportul public sau alternativ.